De astăzi, toți moldovenii și cetățenii străini care intră în Republica Moldova sunt obligați să prezinte la vamă certificatul COVID cu schema completă de vaccinare. Decizia a fost luată la sfârșitul săptămânii trecute de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Că de astăzi statele străine nu se mai împart în zone roșii atunci când intră în Republica Moldova, sunt aceleași reguli practic pentru toți cetățenii. Că vorbim cetățeni moldoveni, că vorbim cetățeni străini. Pentru a fi scutit de autoizolare, la intrarea în Republica Moldova se poate de prezentat unul din următoarele documente. Deci certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schemă completă, ceea ce presupune că să fie 14 zile de la ultima administrare a dozei anti-COVID. La fel scutește de autoizolare dacă se prezintă rezultatul negativ al testului PCR. Termenul de valabilitate să nu depășească 72 de ore. Toate actele pot fi prezentate în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Cei care nu au certificate de vaccinare vor fi obligați să aibă teste negative, un act de prezență a anticorpilor. Acestea vor completa obligatoriu și o fișă epidemiologică electronică, acolo unde vor indica locul aflării în cele 14 zile. Totodată, regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă persoana efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul este negativ. Mulți pasageri vaccinați susțin că noile decizii îi vor scuti de unele cheltuieli, deoarece până în 17 ianuarie, dacă veneau din țările aflate în zone roșii, atunci erau obligați să facă și testele PCR. Если вакцинирован человек, не должен сдавать никакие тесты, это все лишнее. Eu cred că nu este necesar, și așa lumea în această perioadă grea este stresată, călătorii, lumea lucrează, chiar și guvernarea, toți susțin că vaccinarea este bună, atunci să ne vaccinăm și atât. Nu văd rostul acestor teste. Sunt și persoane care insistă ca testul PCR să fie obligatoriu la vamă, inclusiv pentru cei vaccinați. Я считаю, что это хорошо, всё равно как-то надо страховаться. Узнать, как, что, что. У меня дети вот тоже вакцинировали, но они по-новому заболели ковидом. То есть, если нужно, лучше сдавать ПЦР? Да. Я считаю, что это всё надёжно и всё хорошо. Comisia Națională de Sănătate Publică mai anunță că în localitățile aflate în zonele verde, galbene și portocalie, evenimentele private, petrecerile, nunțile și cumetriile vor fi permise doar cu prezentarea de către participanți a certificatului COVID-19. Toate aceste manifestări vor fi posibile cu prezența în sele a cel mult 75% din capacitatea localului. Iar în orașele și satele unde este valabilă alerta cod roșu, evenimentele private sunt interzise.